Lorelai de Ionel Teodoreanu. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. În distribuție: Mirela Gorea, Janin Stavarache, Dan Condurache, Virgil Ogășanu, Ruxandra Sireteanu, Ion Pavlescu, Lili Nica Dumitrescu, Eugenia Bosânceanu, Rodica Sanda Tuțuianu, Ștefan Velniciuc. Regia artistică: Titel Constantinescu. Așa, a doua gol. S-o sui întâi pe Dadaia, au bagajele mari, Gabicol. Hai, 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 pus piciorul, Dadaia, hai. Așa, binișor. Da, dar în timp poți să o cântel că e mai greu. Așa, acum dă-mi un coș. Pentru trenul de galați, poftiți în vagoane, vă rog. Vai, nu mai fai de mine, nu te-am pățit. Cinește-le, cinește-le. Mă de o hată scăroaba acolo. Arăcam de mine, frumusețe de șireșe. Noroc că nu s-a răsturnat tot coșul. Lasă, mai găsim noi la galați. Da, ca astea negre și bombate. Pe unele am apucat să ne strâng, dar... Hai, Lui, lasă cinecele, hai sus. Hai sus, sus, domnișoară. Gata, plecat. Pe mâna mea, Lula, haide. Moșu Cârdel. Moșu Cârdel. Ai grijă de puiile de ime. Hai, Luli, hai, fete, hai odată! Hai! Gata, gata, Dadai, am sosit! Ne strigă moșul, Luli! Moșule, moșule! Se uite și căluții după noi! Hei, căluților! Astea sunt locurile noastre. Da. Oh, uite, Dadaia dincolo și-a și găsit companie. Ce-a fost? Da. Aveți din grabă, fac prostii. Așa, pe aici. Capi, ce zici tu? Ce zici tu de călătorul de la clasa întâi? Din dreapta noastră. Stai că nu faci nimic. Siluetă, păr argintiu, sigur n-am primit 40. Și fumează, Gabi, fumează. El și locomotiva. De pe canapeaua mea nu-l văd, nu-l văd. Descrie-mi-l tu ca scritoare. Acte nu-mi spui așa că nu sunt. În fine, pot să-mi închipui despre el cam așa. Dacă intră la un teatru, este primit cu o înclinare de 45 de grade. Loja dumneavoastră, vă rog. Foarte interesant, dar eu trag perdeaua de la fereastră și închid ochii. Da, nici eu n-am dormit asta noapte. Vreme căluții de la docar, cirei și iarba, Gabi. Ah, vara. Ai fost în colcar gintul viu. Să nu exagerăm. Mai ales că peste câteva ore vom da un raport riguros. Da, titlu: 3 săptămâni de viață și de muncă la vie. Tata, ca de obicei, ascultă și tace. În schimb, mama nu ascultă și întreabă. Introducerea. Părinții mei, cei crișulii, și-au trimis odorul, biată candidată la bacalaureat, să repete materia în aerul și decorul de la vie. Perfect, Petito, perfect. Ordinea și metoda se fac simțite în gândurile tale. No, bravo! Îmi datorezi în sfârșit cu un compliment, domnișoară profesoară. Da. Fiindcă astea au fost raporturile noastre în aceste 3 săptămâni, de la elevă la profesoară. Cum numai 4 ani și jumătate mai înătate decât mine, dar blondă și atrăgătoare profesoară splintoare la Galați, a îndrumat încheierea modestelor mele studii liceale. Elevă și profesoară, da? Da, asta am ajuns noi din vecine și nedespățite prietene din copilărie lui. Să recunoaștem însă că școlărița cu păr negru și creț s-a înțeles de minune cu diriginia. Da. Gabi, crezi că diminețile noastre se pot uita?
Niciodată. Mai ales una dintre ele, dragă Luli, când, după multe căutări, te-am găsit în vie. Ah. Tu îți amintești ce mi-ai zis? Așa sunt eu. Simt nevoia să rămân uneori singură, Gabico. Oricât de dragă mi-ești, totuși ceva foarte curios. În timpul plimbărilor tale solitare, îmi dispare creionul de pe nopchier. Da, dar se înapoiază tot pe nesimțite la locul său. În sfârșit, azi m-am luat după tine prin iarbă și flori. Căci colo m-am culcat cu fața la pământ, așa cum numai pieile roșii știu să urmărească. Luli, n-are rost să mai ascunzi, fetiță dragă. De când scrii? Eu? Eu scriu? Scrii, Luli. Câteodată mi se pare că întrezăresc ceva în mine, departe, și scap cu chin pe hârtie câteva cuvinte, o frază. Așa ceva nu înseamnă scris. Și apoi rupi, nu? Dacă nu merită. De când ai început, spune? Știu eu. A venit odată cu o neliniște. Dar cunoști senzația că totul e prea strâmt în tine, nu? Și n-ai aer destul. Vrei? Ba nu, îți trebuie ceva mai mult, mai mare, mai repede. Aș vrea prietena mea. Aș vrea să-ți spun tot. Și nu găsesc ce. Te cred. Așa trebuie să fii, ascultă însă. De acum încolo nu mai distrugi nimic, dar nimic din ce scrii. Și apoi, stai puțin, să-ți găsim un nume de scriitor. Cui mie? Da. Uite unul care mă urmărește și începe tot cu L. Lorelai. Glumești, Gabi. Gabi, ar fi prea frumos. Tu ți-aduci aminte de haine și de balada lui? Da, ceva cu o zână apelor. Da. A, misterioasa Lorelai cânta pe o stâncă de pe malul Rinului. Numai că fermecătoarele ei cântece, atrăgând pe navigatori, provocau un naufragiu. Da, da, cam sumbru, nu? Ca și timpurile în care s-a născut legenda. Oricum, Luli, nu mai ai nicio scăpare. De acum înainte, vei fi Lorelai. O nouă Lorelai. Ai să-mi se strecoare și în trenul nostru de înapoiere? Da, în fața unui coș de cireșe de jumătate gol, da, și în apropierea unui distins călător de clasa întâia care... Ah, cu ochii pe geam, da, dar fără să vadă nimic, aprinde țigare de la țigare. Că numai asta face. Se pare că ceva i-a intrat în ochi. Da, și se șterge cu batista. De necrezut a aruncat pe geam țigarea întreagă. Mă miră paloarea feții lui. Cotul i-a alunecat de pe rama ferestrei și cu batista își tamponează fruntea. Ochii parcă roagă. Așteaptă, dacă e rău. Te pot ajuta cu ceva, domnule? Da, nu. Nu știu nici eu, o amețeală. Parcă respirați. Hai, te sprijin de mine. Nu, lăsați. Hai, fără grijă, uite, brațul lăsa aici, așa, pe numărul meu. Așa, întins pe canapea, te vei simți altfel. Tânără și atât de curajoasă. Ai o criză tabacică în toată legea. Dumneata, te pricep? Nu, mi s-a mai întâmplat cu tata. În termosul de acolo ce e? Apă minerală. Bună. Mai întâi, așa, o compresă pe frunte. Ținută strâns, așa. Deocamdată nu ne mai preocupă eleganța, da? Am mai avut câte o criză, dar nu ca asta. Dumneata, pleci? Trebuie să aduc ceva. Rămâi liniștit, respiră mai rar și mai profund, da? Da, bine. Gata, am sosit.
încă un remediu prescris în familie. Bravo, bravo, am și început să prindem curaj. Nu scăpăm însă fără un pahar de cafea. Uite, amestecată cu zeamă de lămâie. Cum să-ți mulțumesc, domnișoară? Dacă n-aș mai vedea pachetul de țigări pe masă. Hai, capul mai sus și închisituri mici, hai. Ah, țigările. Da, imediat. Afară cu țigările, fără milă. Păcat că fumătorii se însănătoșesc prea repede. Ah, luminile galațiului. Am fugit. Domnișoară. Tu, Luli? Da. Tu rămâi cu bagajele. Da, da, stau eu. Eu plec cu Dadaia după seama. Bine. Hai, Dadaia. În sfârșit. Domnișoare, în sfârșit te-am găsit. Dacă sunt pe picioare cu valiza în mână, meritul îți aparține. Mai departe, depinde de cine știm noi. O zi, două, mai mult nici să n-audă tuturor. Permite-mă în cele din urmă să divulg numele celui pe care l-ai îngrijit. Catul Bogdan. Ce s-a întâmplat? Scriitorul? Scriitorul? Atunci sunt șanse să citim scena din tren într-un roman viitor. Cine știe, cine știe. Te asigur însă că n-am să uit mica gară cu cireșe. Două tinere pline de farmec la scara vagonului. Una blondă care împarte liniște în jur, alta cu părul brun în vânt, ducând pe braț un coș imens cu cireșe. Dar pentru grația și prospețimea acoarelei semnată parcă de Tonița, cireșele trebuiau să se verse sus pe treptele vagonului. Povestită sau scrisă de dumneata, întâmplarea din gare începe să aibă farmec și pentru mine. Numai că cel care ține companie nu este scriitorul, ci profesorul Bogdan, sosit la Galați cu îndatoriri școlare și, îmi permis să adaug, cel puțin ostenitoare. Ei, ar fi și pentru ele un remediu. A, promit să-l încerc. Da, plimbare pe străzile Cutei și pe malurile Dunării. Da, numai cât îmi va permite comisia de bacalaureat pe care o prezidez. Domnișoară, s-a întâmplat ceva? Nu. Acum e rândul meu să întreb. Un rău trecător, domnișoară? Luli, Luli, așa mă numesc. Adică mai bine zis, la numele acesta răspund. Luli. Două silabe cu rezonanța unui ciripit de pasăre ascunsă. Asta o datorez imaginației romancierului. Am însă și un nume respectabil. Lucia. Da, Lucia Novleanu. Merge mai bine seara la o roche neagră de tată. Îmi place, domnișoara Novleanu, și voi mulțumi încă o dată destinului. Pentru amândoi. Prima oară în cabinetul unui judecător de instrucție și nu fără emoție, chiar dacă se numește Novleanu. Atunci treci tu, fetițo, la biroul meu ca să conduci instrucția. Ia dumneata, te rog, ia loc lângă mine. Vă mulțumesc.
mobila apăsătoare, cărțile mari și grele fac parte probabil din regia spectacolului. Da, mă ajută și pe mine să-mi închipui că iau unele hotărâri pe care de fapt le vor răsturna alții dintr-o suflare. Biroul tati ascunde și mistere de invidiat. Ca această instalație pentru pregătit cacao. Tatăl probabil o vei tot amară, da? Nu mi-ai descifrat secretele, șmecherițo. Nu toate, câte ceva de la Dadaia. Ah, preeminent personaj, ca fostă dădaca fetei. Da. Bătrânica din gara cu cireșe. Mă gândeam astă noapte, Catul Bogdan din Iași poate fi altcineva decât fiul profesorului și avocatului Aristide Bogdan? Uitându-mă la dumneata, parcă nu zice... Ei sunt fiu, dar fără o evidentă asemănare. E, bun stăpânitor al dreptului și magician al argumentelor. Mă bucur. Patelele! Așa, autoarea a încercat, dar fără rezultate deosebite, să salveze caimacul. O țigară invitatului nostru? Mulțumesc, eu nu mai fumez. Cum? N-am auzit bine? Și de când? De acum. Ce spui de asta, Luli? Mi se pare că te-ai cam îmbujorat la față. E aprins, tată. Pe tine te felicit, Catul, ca pentru ceva nesperat. Și atunci, unde v-ați gândit să facem nunta? Ce-ar fi la via noastră? Ah, minunat! La via ta, fetițo. Când și cum, mă rog, cu Angelica, Dadaia, vă privește. Dar ce fac cu maică ta? O și văd plângând, sărăcuța. Da, întâi cu mine și din plin cu tine. Nu exclud câteva lacrimi discrete și cu Catul. Știi cum faci, tată? O iei de braț de acasă. Mm-hmm, și o invit la berere. Acolo totul se va petrece pe înfundat. Pachetele. Musafir, nu? Îți închipui, Gabriela? Pot să jur că pregătește o cremă savantă. Și cine anume? Profesorul Bogdan. Ești sigură că nu te înșeli? Catul Bogdan? Sunt foarte sigură că e profesorul Luli. Extraordinar! Și cine l-a invitat? Teodor! Îl cunoștea el mai de mult? Nu știu, lămuriți-vă între voi, dragă. Nu te grăbești să te îmbraci? Ești nimic trebuitor, da. Știam, solistă Găbico. Ai aflat pe cine așteptăm la masă? Nu sunt sigură dacă am înțeles bine. Catul Bogdan? Găbico, pe el, Catul. Dar tu știi cine e? Dacă vrei să-mi spui tu, o să știu, tare. Logodnicul meu. Tu ai înțeles? N-au nimic. Ba da, am înțeles. Felicitări lui. Hai, nu mă săruți, Găbico! Hai, te deschide! E mai puțină răbdare să mă îmbrac, draga mea! Ce căsătorie? Cum căsătorie, domnul Nathan? E, uite... Însuim aici, la Iași, în trenul de galat și ne pomenim cu vești din surătoare? Da, eu mă așteptam să te bucur, Hazia. Nu-i spuneai mereu... E, ce de fire de păr am și tot de unul singur ai rămas. Păi bine, e așa? Dar fata cum a dat? De ce mă întreb? Dacă a ales-o el... Las că am mai văzut eu de astea. Pe aici n-a dat cu ea să o văd și eu. M-a dat domnul Nathan, prieten cu dânsul de când vă știu, nici vorbă să o cunosc. Dar fotografia are? A mai stat cineva de fotograf? Păcatele mele, dacă pricepți, nu întâi asta. Stăpâna mea cea mare și bună, doamna Verona, s-a mai întors la mine odată înainte de a-și da duhul. Tu, Hazia, ai să dai socoteală de tot ce las eu aici. Și de Catul mai cu vârf. Iar eu, sărmana, care nu știu de niciune... Hai, las, că are să iasă bine, n-avea grijă, doar suntem amândoi, nu? Oh, mă iartă, matale,
dar din zăpăceală am uitat de tratație. Parcă erai cu cireșele amare. Da, mulțumesc. Și încă ceva. Uite, cât trebuie bărnesc-o pe aici, n-ar fi rău să o mai citești odată. Telegrama? Da. Prima. Mă căsătoresc peste 2 săptămâni. Trimite actele și hainele de rigoare. Vei fi martor. Anunță pe Hazia și atât. Nu familia. M-am lăsat de fumat. Catul. Asta ar veni cam așa, nuntă prin poștă. Eu îi scot hainele la aer. Servește-te, domnul Nathan, servește-te. Că mata nu ești om de o singură linguriță de dulceață. Acum așează-te liniștită că vine a doua telegramă. Vai de mine, ce-o mai fi? Știi, așa ca și cum mi s-ar adresa numai mie. Ia ascultă. Rog, dispune să fie tăiați castanii de la fereastră iatacului. Stai, liniștită. În locul lor să se planteze garoafe roșii. Mulțumesc, Catul. Păi dacă dă jos castane de la fereastra stăpâne, casa de ce să mai rămâie? Să o facă una cu pământul? Stai, ascultă, stai. Auzi? Casă în fundacul vechi, fără castane. Nu te plângeai singură că umbra lor a ajuns să întunece ferestrele? Mai plângeam o tocan din crengi. Și dacă el vrea să fie casa mai primitoare când îi vine tânăra soție, ce să faci? Faci-mă, cum te lasă sufletul. Eu îi dau vorbul o tocan să vii cu firotenii la el și plec de acasă să plângă. Ascultă-mă, rămâne să stabilim ziua și ora. Orice ai spune dumneata, au îmbătrânit prea mult casele astea, au îmbătrânit, gata, asta e. Dacă ar mai fi trăit mama lui Catul, Verona Bogdană, cu neostenita ei tinerețe, nu le-ar fi lăsat istoriei și chiar uitării, nu? Te mai așezi o dată pe scaun? Bea și o gură de apă, ia bea o gură de apă, bea, stai acolo. Mai încă una! Ascultă, stai așa. Spune Hazi că doamna noastră vine însoțită de fosta ei dădacă să-i pregătească o odaie mobilată. Nu! Asta nu! Îmi iau catrafusele să fie aici! Nu ți-am spus să bei apă, stai liniștită, că a patra telegramă zice să-ți comanzi, dar imediat, o rochie frumoasă și după ce aranjăm casa, să plecăm amândoi la Galați ca să nuntim! Servesc ceaiul, Lucică. M-am obișnuit în salona Ștadaie, unde locuia mama lui Catul. Oh, îți place odaia aceea? Da. Atunci să-l invit și pe dâns. Nu, te rog, nu-l deranja. Zi și noapte scrie la cartea lui. Să-i ducă Hazia ceaiul în birou. Da. Bine, fetițo. Dar ce nu-mi place mie la mata e că te-ai tras la față. Și de ce nu te mai atingi de mierea de albine? Nu mi-e foame, Ștadaie. Sunt cu gândul la scrisorile pe care am să le scriu. Și mami și tati, cum le-am învățat. Da, de Gabriela nu te-am mai auzit. Mi s-a părut scrisul ei pe un plic. Profesoare la Brașov, Ștadaie. Face sport, tenis, călărie, schi. Da. Și când te așezi să-i scrii matale, îi spui tot ca înainte? Nu-i ascund nimic. Bine, dar nici nu schimbăm intimități. La ce te gândești? Am simțit-o cât îi da ascunsă. Crezi că de nunta ma tale s-a bucurat? Ștadaie, ce bănuitoare ești. Suntem prietene de când ne știm. Prietene, dar o mănâncă invidia. La masa aceea, când am făcut cunoștință cu dânsul, ea n-a venit roșie la ochi și nu te încolța cu privirea dintr-o parte? Chipeșă știe de șagă, numai să nu te încrezi în ea. Pentru dumneata numai eu sunt bună. Păi și nu-i așa? Ascultă, Lucică, îți merge ție bine, mamă? Sigur, tata, sunt foarte fericită. Nu știu. Prea stai mult singură la gura sobei.
Luli, o scrisoare într-adevăr curioasă. Mi-o dai să văd? Dar sigur, poftim. În ceea ce e dincolo de ferestrele odăi tale, mă aflu între cele patru zări, undeva la răspândia lor. Auzi vântul cum bate, vezi păsările care pleacă și se întorc, ducând și aducând primăvara. Știi ce e nostalgia? Dacă privești pe fereastră și nu vezi nimic, mă poți întâlni. Sunt o apropiere și o îndepărtare în preajma ta. Gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și alunecată în întunericul fără fund. În sfârșit, o scrisoare departe de-a firea. Recunoști halul autoarei, nu? Ia să vedem, te semnează cu el, inițiala ta. Nu ți-apară țin mare rândurile astea? Cine știe? S-ar putea. Un scris fin, suplu și parcă mătăsos, ca cei cârlionți care tremură în vânt pe tâmpele femeilor delicate. Să fii tu, Luli, nu? Vreau să glumesc ca tu. Ștampila de expediere este uter, râșnă. Mă poftim plicul, păstrează. Te-ai supăra. Asemenea scrisori nu-ți fac plăcere. Dacă îți fac ție, e destul. Talentul autoarei nu merită de data asta îngăduința. Bine, bine, nu mai spun nimic. Mi s-au răcit cafelele. Serios, Luli, să fie o farsa ta? Scrisul însă, tu ai trăsături vioaie care ies în relief ca rândunelele pe sârmele de telegraf în viteza trenului. Nu vrei, Catul, să ne bem cel puțin cafeaua fără admiratoare? Și câteva rânduri mi te pot fura, să știi. Dar nu acordăm prea mare importanță unui bilet anonim. De ce nu dai foc? L-ai apreciat. Uneori te simt fugind de mine. Nu-mi ascuns lucruri importante, desigur. Tendința de a ascunde nimica pentru nimic mi se pare însă mai gravă decât o minciună adevărată. Niciodată n-am contestat, draga mea, că sunt un om ca toți oamenii. Atunci și mie îmi rămâne să fiu o femeie ca toate celelalte? Dimpotrivă. Tu, Luli, ești unică. Da. Deci certitudinea că ești iubit, Catul, că poți dormi în liniște. Ai văzut-o dumneata, Hazia? Asta e bună. V-ați speriat. Aveam nevoie de puțin aer, Catul. Să te plimbi tu singură pentru întuneric? Spune-mi, dragă mea, ești supărată? Ce? Chiar nu știi? Fiindcă azi m-am înapoiat mai târziu de la facultate. După curs, ca să scap de o persistentă durere de cap, am oprit o sane și am făcut o plimbare la copil. Catul, Catul, mă supăr eu că stai în birou ceasuri, zile întregi. Te-am cerut vreodată să-mi ții de urât? E adevărat. Draga mea, azi însă am primit o nouă scrisoare adresată curios profesorului Catul Bogdan, Facultatea de Litere din Iași. Da. Da. Și merita de sigur o lectură în decorul de iarnă al copoului. Luli, fii drăguță. O am la mine. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă nu venea vorba, mi-ai fi arătat-o? Te îndoiești? Sigur? Sigur de tot? N-am vrut să spun nimic față de Nathan. De ce știu eu? Crede-mă, te rog. Bine, bine, dacă e așa, iartă-mă tu. Dragă mea, de data asta ceva nou. Asculți? Așa, am visat azi noapte un șes înflorit cu o cărare la mijloc și o piatră mare la capăt, lucind în soare. Am încercat în joacă să o dau la o parte. Înfierbântat am ridicat-o din loc și sub ea mișunau gândat și viermi. Mi-e inima sură ca și cum ar fi scoasă din fundul ochnelor. Cine nu cunoaște truda și setea închise într-un bulgăr de sare, să nu încerce să mă înțeleagă. Și surpriză! Semnează Lorelai. Plutim pe apele pline de poezie ale Rinului. Enigma crește. Luli, Luli, are rost să amestecăm caricatura. Simt însă că ești o mare actriță. Mai mare decât crezi tu, Catul. Și de unde știi când încerc să-ți ascund ceva? Cum să nu știu, dragul meu mic, când toată viața mi-e numai lângă tine.
doamnă Luli, ce spui? Ce spui de primăvara asta? Te așteptam, Nata. Nu să o întâmpinăm pe terasă. Te rog, Dadaie, dulcețe și cafele. A mine nu mi-ar prinde rău și un plet. Un plet. Ce-ar fi să mai plecați undeva? Cărțile nescrise mai pot aștepta, nu? Ai impresia că sunt suferindă? A, nu. Protestez în numele dumitale. Simt totuși că am îmbătrânit prea mult pentru cei 20 și ceva de ani împliniți. Nu știu, să fie lipsa unui resort. Zilele îmi trec identice. E, primăvară de primă uneori mai mult decât toamna. Iar bolile? Să nu râzi. Numai sufletul te deschide ușa, Nata. Mai exact, ele pătrund când sufletul uită să le trântească în față. Deși văd soră de caritate, Nathan. Cum te-ai putut gândi, doamna Luli? Frate, pur și simplu. Da, cât despre călătorie, adesea e prea puțin. Nu poți pleca din tine însuți, scrie un romancier rus. Dar acest tine însuți e variabil. Cu o floare sau deschizând o fereastră poți schimba o odaie. Și sufletul nu? Ar mai fi ceva. Altă rețetă? Spune. Domnișoara Gabriela, nu s-a plictisit la Brașov? S-o răpim de acolo? Nathan, voi doi ați putea fi o pereche perfectă. Nu, departe de a mă gândi la așa ceva. Nu. Nici n-am spus asta. S-o invit poate în vacanță. Da, bună idee. O luăm cu noi pe terasă și atunci să vezi tatăle. Ce mai e pe la voi? Îți urâte catul să ne petrecem vacanța cu Gabriela? Tot ce-ți face ție plăcere, Luli? Da, ea tot la Brașov locuiește. Sigur. Nu mai ții minte felicitarea trimisă de ziua ta? Da, adevărat. Pe mine iertați. Cum îți mai merge romanul? Camelcul. Și nici nu știu dacă îmi reușește până la urmă. Asta e, doamnă Luli, o întrebare. Scrisoarea de la admiratoarea anonimă a lui Catul, despre care mi-ai povestit odată, nu era expediată din Râșnov? Îți aduci foarte bine aminte. Așa. Ce vrei, dragă Nathan, poate am și eu un secret. Dar nu-l divulg nici chiar prietenului devotat. Un secret în doi, doamnă Luli. Mai exact. În două. Poate că... Te rog. Chiar dacă bănuiești, mai bine taci și așteaptă. Nu mai avem mult până la trenul Gabriele. Nata e în drum spre noi. V-ați îngrijit de trăsură? Am angajat un automobil. Dragă mea, știi că scrisoarea de azi, a 10-a, pare a fi ultima. Și-ți pare rău? O clipă tot trebuie să-i acorzi. Fii atent. Anii mei tineri au sunat a cântec, dar am trecut pe lângă el cu dragostea de mână și am rămas cu mâna întinsă ca regelui Lir. Mi-e sufletul numai ghimpi, asemenea tufișului păiurului de pe coasta Mării Negre. A trecut o ploaie de primăvară și s-a țesut în zare brâul de mătase al curcubeului. Cu el îmi încing mijlocul și mă duc. Lorelai. Să zicem că merge. Merge. E un poem pe care l-aș publica în orice revistă. Ar fi, te rog, atentă. Scrisoarea a fost expediată din Brașov, prima din Râșnov, iar scrisul de-a dreptul extraordinar. Uite-te, seamănă mult cu al Gabrielei. Ce spui? Dar de unde cunoști tu scrisul Gabrielei? Catul, mi-ai umblat cumva prin corespondență? Dă-mi și mie voie să fiu gelos. Luli, atunci n-ar rămâne decât că Gabriela, ea e Lorelai. Ipoteza ți aparține. După mine, ce văd aici nu e scrisul ei. Și pe urmă, câte scrisuri nu seamănă între ele. Dar ce ne mai pierde în vremea când ai acum ocazia să o întrebi singur? Eu vorbeam serios, draga mea. Felix,
gata? Da, pune bine taxiul să gustăm ceva în picioare. Nathan, da? Un sandwich cu șuncă. Tu că tu ce aștepți? Hai, am și dat tonul. Ridic paharul pentru Gabriela. Doamnă Luli, doamnă Luli, nu-mi prea plac obrajii dumitale. Ai exagerat probabil cu dereticatul. Ce, nu te simți bine? Ceva nelămurit. Sunt palidă ca tul. Trebuia să dăm casa peste cap. Prea au coincis venirea primăverii și vizita Gabrielei. Te-ai temut de cea mai bună prietenă? Ah, n-ar fi scăpat nimic ochilor ei de profesoară. Ce durere. Ce? Ce s-a întâmplat? Paharul s-a... Ce s-a spart. Luli, nu te mai ții pe picioare, Luli! Lăsați-mă, să-mi reiau respirația. Stai să o ridicăm, Catul. Încet, mă sprijin de amândoi, da? În salonașa, aș vrea. Aici, pe canapea. Așa, Luli, tremuri. O pătură ar fi bună. Parcă-mi vine să cred că v-am speriat degeaba. Hai, continuați-vă gustarea și la gară, hai. Îmi pare rău, dar... eu vă aștept acasă. Rămân cu tine. Nathan, o primești tu pe Gabriela, te rog. A, și să-ți iei mașina. Atunci cu bine. În ce hal mă găsește fata asta. Catul, da? Batista pe frunte. Da, te rog. Am niște dureri înfiorătoare. Îi dau telefon doctorului. Internat aseară, într-o jumătate de oră. Noroc cu noul sanatoriu al Agatei. Da, soția tatălui tău, mi-a spus Nathan. Cine se gândea că îl vom inaugura în familie? Doamne. Agata l-a adus de îndată pe profesorul Pelican, care, bănuindu-o apendicită acută, a operat-o noaptea. Dar ea, cum se simte? Bine, aș putea spune, cu viuiciunea pe care o știți. Vă dorește, întreabă mereu de Gabriela. Nu vom abuza, să n-ai grijă. Am aflat că profesorul mă așteaptă acum în cabinetul său. Nu l-am prins asta noapte. Deocamdată intră singură, domnișoară Gabriela. Singură, însă se intre singură. Bine. Nu mai la așa ceva, da. Nu mă gândeam, draga mea. Să te primesc lângă un pat alb. Te sărut, în câteva zile te dai jos și ai să vezi tu. Ai să vezi. Atât de repede. Da. N-am să fiu în stare să te iau de mână, Căpico, și să-ți fac cunoștință cu Iași. Ai un pieptene? Da. Dacă am plecat de acasă așa... Să nu te amărești. Până la plimbări avem destule să ne spunem. Nu, bine că am scăpat de infecția asta furisită. Doamna Luli, e super dacă nu mai am răbdare. Nathan, deschide ușa bine și intră cu totul. Îți închipui că el mi-a pus primul diagnos. Că acolo, pe terasa noastră, se văd culorile adevărate ale obrajilor. Te aștept, doamnă Luli, să nu uiți, te aștept. Nathan, spune-mi sincer, fiindcă eu m-am obișnuit să te cred, clipele frumoase se întorc? Câtă vreme rămânem aceiași, de ce nu? Atunci să ne dăm întâlnire și să nu-mi purtați de grijă. Că știu să mă descurc, da? Catul are însă mare nevoie de prezența voastră. Păi, tu ai nebunit tot spitalul. Spune, nu vrei să te odihnești? Haideți, pe curând, Gabriela. Pe curând, Nathan. Pe curând. Pentru tine, Catul, o audiență separată. Spune-mi, vii de la doctor, nu? Da, și mi-a spus... Eu nu vreau să aud nimic, nu. Tu nu știi să mă minți și... mai sunt pe lume lucruri neplăcute. Dar n-am ce să-ți ascund. Problemilor la Galați. Le-ai spus că mă țin de nebun? I-am chemat aseară la telefon. N-am putut să-i opresc să ia trenul de dimineață. Tot nu-i văzusem de mult. De ce risc atâta poftă? Bietul de tine. După ce ți-am umplut casa cu invitați, m-am suit în vârful patului și te-am lăsat cu toate pe cap. La ce se gândește el? Să nu uiți că pe tine nu te interesează decât cartea ta. A noastră. Îndată ce te face bine, voi avea toată liniștea. Acum, draga mea, te rog să iei calmantul dat de doctor. Îmi vine minte o frază, Catul. Femeile care mor tinere devin și mai frumoase. Ce?
patetica tăcere a mormântului, redându-le ceea ce Vinci a dat Giocondei. Ți-amintești? Eu am scris și prostia asta. Nu văd însă legătura. Lasă, lasă, avem tot timpul să vorbim diseară. M-am gândit mereu la ea. Înțelegi? Îmi dă curaj orice s-ar întâmpla. Hai, du-te, Catul. Du-te, nu-i lăsa să te aștepte. Îmi promis că ai să te odihnești, dragă lui. Mm-hmm. Bine, m-am dus. Catul, mergem împreună, da? Câte nevoie am de voi. Știi că mi-a plăcut cum arată după operație. Numai că... n-au mai operat-o. Ce spui? Cum? Era prea târziu. Domnișoară Gabriela, da. În casa asta... Nu vă puteți înțelege cu nimeni, știu. Asta vreți să spune domnule profesor Bogdan. După mormântarea lui Luli, fiul a dispărut. Despre da. Nathan am aflat că ar sta pe terasă fără să vadă sau să audă. Da. Mi-a primit Dadaia, palidă și rigidă. Printre sughituri de plâns, Hazia zboară cu tăf prin sufragerie. Mai rămâne dumneata. Cu ce vă pot fi de folos? Asta e. Tocmai a sosit un grup de universitari care vor să condoleze. Ah, n-aveți grijă, îi primesc eu în sufragerie. Aduceți-l pe Catul în salon. Să-și bea mai întâi ceaiul. Ce noroc să te întâlnesc. Da, n-are să vă fie prea ușor cu el. Mă duc. Bietul meu fiu. Ce e, tată? S-a întâmplat ceva? Vezi tu, la astfel de evenimente, chiar familiile mai reci, cum suntem noi, strâng totuși rândurile împreună. Și dacă trecem peste introducerea asta? Nu, nimic, nimic. Spunea Gabriela să-ți bei ceaiul. Cum? Ah, da. E bun. Au sosit și câțiva universitari. Văleanu, Simion, Calonfir, cu conferențiar și asistențe. Gabriela are grijă de toate. Te rog. Nu le-am luat ca să ți le dau. Îmi pare rău, o noapte, două, ai să suferi. Nu mai suport. Catul, așteaptă-mă. Îmi iau halatul și cobor. Poți ierta un biet extenuat? Dă-mi. Dă-mi somniferele. Vino pe mine, Catul. Încet. Ah! Încet. Să nu sculăm toată vila. Aici. Ce se întâmplă la tine în cameră? E, așa arată când corectez tezele. Pe categorii le arunc unde nu te aștepți. Cele de 9 pe masă, cu 7 pe scaun, sub 5 pe fereastră. Te mai compar și eu ca să fiu cât se poate imparțial. Îți invidiez corectitudinea și spiritul de dreptate. Admirabilă, Gabriela. Da. Păcat că n-ai să simți însă niciodată voluptatea de a greși. Să nu-mi spui admirabilă, că mi se face groază. Stai jos, Catul. Dar cei din casă, ce o să-și închipuie despre noi? N-avem de ales.
Cel mai important ești tu. Sau cel mai bolnav. Așa-ți place ție. Azi, când te-am văzut în plin soare, palid și indiferent, m-am hotărât. Ți-am aruncat toate tuburile cu pilule. Desigur, câteva nopți albe și acum... Acum ceartă-mă. Ceartă-mă, aștept. Dar n-ai păstrat nicio pastilă, cel puțin. Dar cui să-i fac concesie? Tot răuri? Aceeași corectitudine. Ascultă, Gabriela. Așa te culci tu noaptea cu părul strâns într-o coadă aurie? Da. Evocă parcă pensioanele de fete. Poftim. Ei, poftim ce remarcă el. Poate că numai noaptea asta mi-am lăsat coadă ca să ai de ce mă trage. Bineînțeles, drept pedeapsă. Pedeapsă ție? Ești atât de tânără, Gabriela. Ca o sfidare pentru ceilalți. Vezi, după câtva timp aici, în semnul întunericul camerei tale, mi se pare că simt și eu o adiere nouă. Să fie primăvara. Dacă aș fi sigură că te aud pe tine, Catul, și nu literatura ta... Viața cu ritmul ei exista lângă mine, dar nu simțeam și mai ales nu credeam. Te uiți pe fereastră. Umbrele orașului medieval cu tăcerea solemnă din jurul Bisericii Negre dau întâlnirii noastre un sens romantic. Nu mai sunt în stare să mă amăgesc, Catul. O fată ca mine singură, deși suficient de curtată și care nu uită cei 29 de ani ai săi, începe să se pregătească pentru marea resemnare. Nu, nu e adevărat. Nu poate fi adevărat. Mai încet, Catul, tu vrei să auzi cumva și părerea vecinilor? Ca să te citez. Gândurile sincere ale unor fete bătrâne, chiar dacă nu s-au urâțit încă, nu mai merită să fie rostite. Retras aici, între cărți și caiete, tu ai făcut cel mai nedrept complex. Da, dar și imprudența din noaptea asta. Numai că nu de mine, ci de tine era vorba. De amândoi, mi se pare. Te-am invitat aici ca să dormi și eu să te păzesc. N-avea grijă. Am mult de lucru noaptea asta. Gata, să-ți potrivesc perna. Gabriela! Catul, ce faci? Nu te-am mai sărutat și alte ori, când îți uram noapte bună. Ca acum? Niciodată. Gabriela! Am simțit. Vrei neapărat să mă tulburi? Vino și tu lângă mine. Gabriela, tu nu știi ce înseamnă mai aproape. Tu nu știi să-ți mai stăpânești mâinile. Am așteptat prea mult. Gândește-te bine că de atâta timp noi trăim în minciună. Și nu este o nesocotință, dragul meu, ca într-o noapte de insomnie să risipim toate așteptările noastre? La început mă temeam pentru tine, Gabriela. Iașul vostru nu are nimic morbid și nu e nici melancolic. Mă împac de minune cu el. Nu-i așa? Localitățile în care trăim sunt aidoma sufletelor noastre. Copilie de tot, te rog. Oare ce pe lumea asta, Gabi, dragă, trebuie să aibă o reclamă. A, da? Noi și ne-am găsit-o și ne merge asta cu melancolia. Ca probă? Ce bine îi rentează lui Catul literatura melancolică. Un coniac de chestia asta. Prea amesteci negustoria în toate, papa Mito. Dar de ce spui așa, Gabi? Cu toată inteligența lui, Aristide e uneori mai rudimentar. Dar îi place să-l alint. Ah, să nu uit! Toată lumea se face neapărat liberă pentru sâmbătă la ora 11. Suntem obligați să ne distrăm? Vă încarc pe toți în mașină și la Agapia. Duminică dimineață
ne vor trezi din nou curcanii plini de haz ai maicii Zenaida. Și ne vom plimba toată ziua pe potece ascunse, ca la Brașovca. Auziți, tineri însurăței? Nicăieri toamna nu e mai adevărată ca la Agapia. Ați remarcat abilitatea Agatei? Alege întotdeauna localitățile unde nu se poate ajunge cu trenul. Ce insinuezi, Aristide? Talentul meu de șoferiță desfid orice concurență. Să vă țineți bine la frâne, măi copii, că ea conduce cu temperament. Hai, fără exagerări. Da? Doamna Gabriela Bogdan răspunde la acest telefon, da. Arhitectul Boian? Ah, e în legătură cu noua noastră casă. Da? Nu, niciun deranj. Da, ne-am fixat la vila construită de dumneata. Da, fiind nouă, o închiriem fără amintiri. Și cartierul, da, da, este foarte liniștit. Domnul profesor nu vizitează deocamdată. Vreau să-i ofer gata ca pe o carte scrisă dinainte. Da, da, da. Oboseala de a căuta și alege mi se potrivește mai bine mie. Sigur, chiria am convenit-o. Da, îți solicit însă o adaptare. Aș vrea să renunțăm la zidul ce desparte cele două camere de sus spre a-i face ficatul un birou mai mare și mai luminos. Exact, exact, ceva în genul unui atelier de pictură. Bun, deci nu aveți obiecții. Sigur, suportăm desigur costul. Da, detaliile, mutările discutăm poate mâine. Bun, telefonez eu. La revedere. După cât înțeleg, săptămâna viitoare. Ajunsesem să mă simt jenată față de părinții noștri. Se poate. De când stați la noi, mi-ați mai înviorat. Sunt totuși câteva luni. Să nu-ți închipi, Catul, că dacă te emoții, îți mai suport izolarea. Pe Gabriela o iubesc, iar rămâne și a mea. Lasă-le pe ele, băiatule, dacă au ajuns la declarații. Nu avem o problemă serioasă cu fundacul vechi. La ce te referi, tatăl? Voi nu vă mai gândiți sub niciun cuvânt să mai locuiți ca să bătrânească? Am renunțat pentru totdeauna. Gabriela o consideră demodată și ne aduce mereu aminte de... Să închiriezi, nu avea căutare și te-ar obliga la cheltuiel de întreținere. Nu m-am gândit încă. Na. Nici nu e o filozofie prea mare, Catul. Îți rămâne să prinzi un preț bun și să-l vinzi. Uite, sanatorul Agate caută o clădire mare cu posibilități de extindere într-un cartier aerisit. Fundacul vechi s-ar potrivi. Ar fi o situație cu care nu te întâlnești des. Înțeleg, îți dau rezultatul în câteva zile. Gabriela! Gabriela! Da? Sărătul mâna, unde ești? De unde? Între timp mai schimb lucrurile dintr-o parte într-alta. Căutam cea mai plăcută ambianță. La facultate, cum a fost? S-ar părea că ne-a plăcut comparația cu literatura franceză actuală. Da. Apoi am prins o trăsură să ajung la tine. Da? Scumpul de el vrea să-mi spune ceva? Că bluza asta ta de pildă, da, am făcut-o pe ascuns. Serios? Mi-am comandat câteva la o croitoreasă recomandată de colege. Nu sunt prost lucrate, dar nu știu ce au. Să nu le nedreptățim, săracele. Am pus-o pe asta prin casă ca să încerc să mă convinc că merge. Și încă minunat, Gabriela, minunat, cu corpul tău. De altfel, trupurile noastre s-au moderat unul după celălalt. Există numai împreună. Probabil că așa e la început. Tu știi mai bine. Cum ai fost altceva? De ce nu vrei să crezi? Ne întâlnisem fără să ne fi descoperit unul pe altul și deodată... Da. S-a făcut lumină. Da, mai târziu. Nu-i așa? Puține femei au știut să aștepte ca mine. Cu perseverență, cu încredere chiar. Mi-e teamă să nu fi fost o curiozitate, un fel de admirație pentru romancierul tinereții, care la 40 de ani avea părul alb și se plăcea în haine închise. De când te-am întâlnit, Catul, am înțeles că în viața mea a intervenit evenimentul așteptat. Am rupt fără ezitare o logodnă mai veche. Tu însă erai doar atent cu mine, îndatoritor. Alta era marea ta atracție. Când am aflat în cele din urmă, n-are rost. De ce? Ce să mai vorbim, Catule?
profesoară. Voi, gata. Dar dacă vrei să te sinuciți, să alegeți alt automobil. Ce surpriză, draga. Ții-te de mine, repede. Printre grupurile de elevi am căutat și părute oare miu, ca frunzele de toamnă. Dacă ar fi așa. Hai, lasă. S-o fi spus și el, asta se pricepe. De ce le împungi răutate ce ești? Gabi, fetițo, de mult vreau să schimbăm câteva vorbe între noi. Da. Tu ți-ai făcut un chip de păpușă inocentă. Eu? Ce am observat în ce familie de crocodili a intrat? Nu știu care te uiți la ei cu ochișorii micuței Alice în Țara Minunilor. Numai tu, Agata, mai poți vedea în mine o copilă. Dacă ai fi mai atent, ai găsi destule de învățat de la elevele tale de clasa 8-a. După prima experiență, îi plângeai de mila lui Catul al nostru. Ai ieșit în cale, l-ai slopit din nou cu apă de tinerețe și uite-te la el cum îi lucesc chiar ochii ca la Don Juan. Într-adevăr, îmi recunosc meritul de a-l fi ajutat să se redreseze. Și de atunci, adorându-l, îi dăruiești cu risipă și prospețime un corp de zeiță. Bineînțeles, prezența noastră îl încurcă, de vrea mereu singură. Dar, Agata, eu împart cu el aceleași emoții și aceleași dorințe. Ce noroc să te prindă și cu fierbințea la anilor tăi. Nu știu, tu ai motive să le urăști neascuns pe Catul? Strada noastră e prima la dreapta. Are să fii fericit că am ajuns în câteva minute. Nu te grăbi. Succesul tău, proastă mică, o să l-am învățat să te dorească. Nu-l urăsc deloc. Vreau doar să te merit. Mergem mai departe? Încă vreo câțiva kilometri. Veți ajunge la domiciliul conjugal cu o jumătate de oră mai târziu. Ce nu e rău. Dar și cu un conș de struguri tămâioși de la o vie apropiată. Ceea ce este minunat. În fond, Agata, tu nu ești decât o tigroaică de menagerie care se alintă arătându-și colț. Crezi că pe Aristide al meu nu l-am dresat la fel? Avem nevastă cu 20 de ani mai tânără, după care se întoarcă și alții capul? O are. Pentru asta mai așteaptă uneori nerăbdător. Mai ridică niște bani de la bancă sau mă aleargă după bilete de teatru și cinema. Nu văd nimic rău. Să ne respectăm legea noastră. Interesăm numai în măsura în care știm să punem semne de întrebare. Lecția ta, Agata, este instructivă și amuzantă, dar să știi că nu mi se potrivește nici mie și nici Picatul. Hai să-ți aduci odată aminte. Și crezi că ție nu ți-ar sta bine la volanul unui automobil? O să presc acolo pe stânga. Măticușor, ia-mi așa mai lângă mine și cați căgura mare. Celelalte bomboane, ia le împungă cu tot. Acum mă fugi la maică ta și întreabă-o, ce cu strugurii, doamne, Agata? Ridă-ți, măi! Hai, repede! Gabi, bine ai venit. Bine v-am găsit. Scuzați-mă. Voi lucrați, Aristide, și eu v-am întrebat. Nu, Gabi, era așteptată. Uite, îți prezint pe inginerul Ion Dragomir, prietenul nostru. Ioane, dânsă e fermecătoarea soția lui Catul. Ia stai aici lângă Agat. N-avea grijă, fetițo, că nu rămânem pe capul lor. Când vine din București, eu îmi dedic o după-amiază discuțiilor politice cu Aristide. Da? Le servim acum ceaiul și ne vedem de treburi în oraș. E prin bine și nouă, doamnă Bogdan, câteva clipe de destinere. Vă rog. Eu am însă o veche teamă de amabilitatea celorlalți. Ion, ceaiul tot fără zahăr? Câteva sandwich-uri, te rog. Eu și amabil. Luați-mă apărarea, Agata, Aristide. N-ai nimerit-o deloc, Gabi. Omul nostru e dintr-o bucată. Acesta e și unul dintre motivele pentru care îl prețuim. Tu, Aristide, profitând de neatenția mea, te întinzi prea mult la dulciuri. Nu pentru asta am dat jos 2 kg. Vedeți că ieri, din primăvară, i-am luat pe amândoi după mine la tenis. Da? Da. De așa cum îl vezi, Gabi, hotărât și cu vorbă răspicată, Ion s-a înapoiat în țară după ce a făcut poduri și fabrici vreo 15 ani în câteva țări. Da, și n-am trebuit după mine ca alții nostalgii neputincioase. Am adus niște experiențe pe care nu vreau să le las să moară. Cum să fac să nu sperii lumea de aici? Și de ce așteptați tocmai de la mine un asemenea răspuns? Profit să îndrept pe unul și pe altul. M-am adresat și tinerii doamne Bogdan, aflând de sigur din familie că
Este profesoară și se poate mândri cu o fire bine echilibrată? Domnule Dragomir, eu sunt mulțumită dacă pot învăța pe elevi gramatica. Cu literatura, recunosc, este mai greu. Uite, asta îmi lipsește mie. O asemenea modestie. Așa îmi place, să vă încolțiți bine. La ceai parcă merge Ioane și un pahar mic cu rom. Da, sigur. Cărțile, domnule Bogdan. Da, domnule. Sunt desigur importante. Mai ales că se întâmplă uneori să ni se și lipească de suflet. Da, e adevărat. Dar să nu uităm să le închidem la vreme și să ne trăim viața cu toate asperitățile ei. Mulțumesc! Te rog, abia-ți poșeta și să mergem în oraș. Da. Dacă Ion și-a început discursul, tot prindem încheierea la întoarcere. O favoare, doamnă Gabriela, nu plecați încă. Luna trecută, petrecând o duminică în Iași, am avut plăcerea să ascult conferința profesorului Catul Bogdan. Iar încep, nu ți-am spus că n-ai nicio șansă cu Fimiu? Felice. Beneficiază de toată audiența tineretului. După 5 minute captase și făcea ce voia cu voința celor din sală. Poate stăm într-o zi de vorbă. Da, îi transmit cu plăcere aprecierile, dar să nu vă gândiți că l-ați putea scoate din biroul lui. Să știți că este plin de fantezie și dinamic. Numai dinaintea hârtiei de scris. Da, da, păcat. Da. Să mai așteptăm totuși. Cine știe? Da. Dacă și doamna Gabriela nu-și va subapreciea influența. Gata, v-am pupat! Fundatul vechi? Hei, câte s-au schimbat pe acolo! Nu mai știu, tocmai asta vreau să văd. Haide! Poeticii noi au ridicat un spital. Schimbări trebuie să se întâmple. E bine când le mai apucăm și noi. Oprește la capul străzii, te rog. Și mai aștept un sfert de oră. Prea bine! Nimic nu mai seamănă. De ce n-a dărâmat Agata casa veche? Pentru birouri, poate. Din grădină, 3 ronduri. Ea, săraca, adora terasa și grădina. Uda singură florile cu un ritual moștenit parcă de la mama. Apoi cu bucată de molton galben mângâia fotoriile de pai și fluturând cârpa, o scutura la marginea terasei. După ce învârtea umbrelele de soare de câteva ore în aer și le fixa în mijlocul meselor, se întrona liniștea. Parcă aud descoperind în fiecare dimineață ceva interesant. Catul, lângă tufele de busuioc puse de noi, a răsărit singură o margaretă. Ce spui, Luli? Asta înseamnă ceva? Dacă am putea înțelege tot ce se întâmplă în jurul nostru, trandafirilor albi, ce minunat le merge. Știi, Catul? La prânz s-a anunțat Nathan. Asta înseamnă că ne răsfățăm iar cu pui cu smântână. E un foc în casă să-i fac baie de aer și de soare. Ea a fugit. Mama se dusese înainte. Curând și Nathan va pleca. Pe patul de moarte, ea mi-a șoptit: gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și alunecată în întunericul fără fund. Mi-am dat seama mai târziu că era o frază dintr-o scrisoare a lui Lorelai. I-a plăcut și a ținut-o minte. Luli, nu-i așa, Luli? Domnul nu se simte bine? O ameseală, cred. Mai nimic, domnișoare. V-ați clătinat și mi-a fost teamă. Cred. Trebuie să fi trecut. Știți, sunt infirmier aici. De ce nu mergeți cu mine? Câteva minute de odihnă, o injecție întăritoare și... Mulțumesc. Nu e cazul. Căutați pe cineva la noi?
Poate ați fi vrut să vorbiți cu doamna Agata Bogdan, directoarea noastră. Să știți că am văzut-o ieșind. Ești îndatoritoare, domnișoară. Nu, nicio intenție. Mă plimbam încercând să regăsesc vechile locuri. Da. Chiar poezia acestei străzi. E frumos la noi. Să vă conduc câțiva pași? Cu plăcere. De altfel mă așteaptă o trăsură la colț. Fiindcă vă văd un domn serios. Știți, casa cu totul a aparținut scriitorului Catul Bogdan. Romancier, nu? Așa. Da. Acum câțiva ani, ne-a spus doamna Agata, numai la câteva, a murit soția cea tânără a scriitorului, fără ca medicii să fi putut interveni. Da. În amintirea ei, dânsul a dăruit casa pentru spital. Un gest, nu? Da. Eu îl cunosc pe scriitor de la conferințe. Ar avea ceva din dumneavoastră. Dar oricum mai tânăr. Semănăm? Are și el, să știi, în jur de 45. E un bărbat. Ce să mai vorbim? Abia aștept viitorului roman care trebuie să fie cu soția cea tânără și frumoasă. Ziceți că mă înșel? Romancierii au și ei curiozitățile lor. Se poate să ai dreptate. Asta e stresura mea. Fii sigură că n-am să uit bunăvoința lui. Multă sănătate! Ie! Extraordinar seamănă. Să fi fost chiar el? Iar am vorbit prea mult. Doamna, a venit de la școală? O aștept, a zis că îmi face maioneza. Ascultă-mă cu atenție, urc sus în biroul meu și am nevoie de liniște. Vă apucați de cărți ca înainte. Nu sunt acasă pentru nimeni, afară de Gabriela. Nimeni afară de stăpânica? Ce mai? Intră cu un semn. Nu telefon, nu safir, nu poștaș. Încă ceva, da. Unde e Dadaia? Nebună așa, dar ce v-a apucat? Parcă mai atras cineva din ea. Dadaia, Dadaia, Dadaia. Păcat. Dadaia știa multe. Mi-ar fi putut povesti. În fața ultimii castani, trandafiri albi, iedera. Apoi terasa cu viața sa, salonașul înflorat, dominat de căminul de teracotă în tonuri blânde. Și pretutindeni, ei, mama, Luli. Dacă am făcut-o a fost în interesul tău, să știi. Interes? Ce vorbea asta, interes? Mi-ai spus că mergem la tenis numai noi doi. Mai vezi și un al treilea cu noi? Dar cine aleargă la fileu cât îl țin picioarele? Ah, iartă. Dar nu pot da lumea afară de pe teren, fiindcă pudica sportivă se antrenează în intimitate. Dragă, cu jocul meu lent și fără imaginație, mă deranjez. Mai ales un jucător ca eu. Lasă-l în pace, că abia așteaptă să te admire silueta eliberată de taioarele tale profesorale. Costumul tău de schi, Gabriela? Îți mai aduce aminte? De la Brașov? Miroase bietul la naftalina. Întâlnirile cu obiecte, cu amintiri, spun mult. Nu e așa că uneori a început să-ți fie urât? Ce glume sunt astea, Catul? Mai bine spune-mi cum stai cu romanul.
Mi-a plăcut scrisoarea de ieri a editorului. Deoarece în ultimii ani n-ați mai avut nicio nouă apariție, intenționăm să pregătim o largă publicitate lansării ultimului dumneavoastră roman. Ar fi potrivit ca acest volum să deschidă sezonul literar de toamnă. Probabil să fie gata în vară. Și nu oricum. Cât l-aștept, cât l-aștept. Ai să mi-l dedici, nu? Catul este scris lângă mine și aș vrea să afle toți. Îți dau dreptate, draga mea. Între timp însă, de ce nu-ți reiei schiul? Ce? Ți se potrivește de minune. Părul deschis, în vânt. Și cu cine? Cu cei ce nu sunt dezagreabili. Aha. Mă îndoiesc că ție ți-ar face plăcere. Tu te superi că stau toată ziua singur și scriu? Ferește-te de renunțările pe care nu ți le cere. Vreau să mă iubești, nu să mă urăști. Da, să încep poate cu Agata. Vorbea de coborâșul de la Șorogari. Împreună cu ceilalți, nu? Da. O auzeam că vine și Aristide. Astea a trimis Catul pe drumuri. Dacă m-a pus poștașul să semnez că scrisoarea mea tale era foarte urgentă. A. Domnul mi-a luat-o din mână. De la cine e? Ia că nu scria. Și până să-i spun că e pentru stăpânica, haș plicul, s-o desfacă și tu. Adică vrei să spui că a citit-o? Păi dacă așa a fost. Pe urmă mi-a închis plicul. Te duci cu el repede la doamna la școală. Ai grijă să-l dai numai dânsei în mână. Da. Te sărut, Catul. Ție, Hadia, îți mulțumesc, dar nu merita deranjul. Ce exagerat, Ion. După ce că-mi scrie fără rost, mai și taxează corespondența cu foarte urgent. Ion? Da, ți-am spus doar că este bun prieten cu Bogdan și că l-am cunoscut la ei. Face parte din grupul vostru? Se poate, dragul meu. De băieții agate, dansatori și sportivi buni, dar săraci cu duhul, m-am săturat. Ion însă este... Este un om de rasă, inginer priceput și conducător al unei societăți constructoare de drumuri din București. Ion are și un al doilea nume. Crezi că merită să fie ridiculizat? Ion Dragomir vine din când în când la Iași ca să supravegheze lucrări de poduri. Ți-am spus cât te apreciază după ce ți-a ascultat conferința pentru tineret. Împreună cu tata ar încerca să stea de vorbă cu tine într-o chestiune serioasă. Dacă ai fi de acord. Nu înțeleg mare lucru, dar cred că nu mă interesează. De altfel... Nici timpul nu-mi permite. Așa ești tu. În sfârșit. Doar știi cât te admir. Asta însă nu mă poate opri să nu recunosc. Să nu recunosc și meritele unor oameni de acțiune. Am remarcat că ți se adresa cu scumpă prietenă. Chiar atâta intimitate. Tu ești nebun, Catul. Desigur că este o exagerare din partea lui. Chema telefonic la București, a gândit să mă vadă și pe mine înainte de plecare. Sigur că n-avea niciun rost. Dacă vrei să știi, nici nu mi-a trecut prin cap să mă duc. La ora asta, domnul Catul. M-am trezit de vreme cu plecarea Gabriela. S-o fi auzit de dimineață pe doamna Agata. Hazia, o iau pe Gabia ta la munte, repede. Hazia, aș vrea să cauți cheia de la pod și să urcăm împreună. Matale la pod? Îmi trebuie un dosar de la raftul meu de vechituri. Să iau o cârpă, să-l șterg de curat. Zici că Gabriela și-a aranjat acolo câteva lucruri. Da, că tot mai vine să aerisească un dulap, să caute o haină. Da, câteodată am văzut-o cum mai scrie sau mai citește ceva. Tânsa știe ce. Să mergem, să mergem. N-am prea mult timp. Poftiți, poftiți aici. Acolo, lângă fereastră, e geamantanul dânsii. La dreapta e raftul matale. Da. Așa. Nu dosarul ăsta. Nici. Da, uite-l. Da, dați să-l curăț eu. Bine. Și poți să mă lași să-l consult aici. Cum vrei, mă fac, domnule?
diamantanul ei. Asta e cheia. Așa. Cum era de așteptat, scrisori. Semnătura omului sigur de el. Ion. Cuprinsul lor nu mă interesează, încep să înțeleg. Factorul poștal, urmărit de lătratul câinilor, o sonerie lungă, pași pe scara până la pod. Dar sub tancul de scrisori recente, corespondența îngălbenită cu un scris binecunoscut. Iași, 25 iunie 1900. O simplă farsă pentru el, Găbico. Transcrii cu mâna ta rândurile mele și scălești el. Să vedem ce se întâmplă. Luli de totdeauna. Iași, 16 iulie 1900. Găbica mea. Farsa a prins. O voi continua solicitându-ți complicitatea. Îți aduce aminte că m-ai botezat odată Lorelai? Și ar fi să o facem să trăiască pe ondina noastră de atunci. Eu îi dăruiesc cântecul de greier, iar tu scrisul tău cel fin. Nu știu, stăpânul meu iubit mă va trăda cu mine însă devenită Lorelai. A fost jocul imaginației tale, Luli. Un joc periculos. Și câtă nedreptate. Lorelai ți-a fost furată, iar tu ai rămas cu mâna întinsă. Care ce gândire. Oh, am ajuns, domnule, la cimitir. Ce sunt? Ah, mă. Așteaptă-mă aici. Revine. Dadae. Ha? Dadae. Ha? Eu sunt. Nu mă vezi? Oh. Ia că smulgeam buruienile astea. Mâinile tale bune se simt peste tot. De la flori și până la luciul pietrișului. Pare bine că te întâlnesc. Ar veni că n-ai știut de unde mă lua, domnule? Să te fi căutat în cimitir? Dacă nici acum nu ești în stare să mă găsești. Aici te primesc în casa noastră, a lucicăi și a mea. N-ai aflat încă? Iartă-mă. Iartă-mă, bună mea bătrână. Multe vorbe de preț îți sunt știute dumitale, dar nu ți ajung pe buze cele mai nimerite. Mă așteptam, Nadaie, să nu ne înțelegem ușor. Răspunsurile tale vin de dincolo. Unde ți-ai găsit adăpost? O să-ți dau de veste când o veni vremea. Prin apropiere, ca să fiu cu dânsa. Dumneata, însă, vii de la cealaltă. Crezi că are vreo vină? Cine i-a luat locul? Abia de-a trecut anul. I-am spus Lucica încă din grădina noastră, din Galați. Adevărat. Zilele de acolo n-au mai fost altele ca ele. Și aici i-am zis, când mă făceam mică alături de dânsa, întoarceți inima de la ea, Lucica. Ai și plecat, domnule. Dacă nu știi asculta. La gara, Bujac. Da, domnule. Hai, bine.
dar el nu s-a mai înapoiat. În ziarele din 12 septembrie au apărut titluri ca dispariție surprinzătoare. Un cunoscut profesor și scriitor poate să nu lase nicio urmă? Cazul Catul Bogdan. Potrivit unei știri de ultim moment, neverificate, în ziua de 9 septembrie anul curent, când a plecat de la domiciliu, ar fi fost văzut în gară. În calitate de inspector de poliție însărcinat cu cercetările, am putut confirma curând că după amiaza aceleași zile, profesorul a ajuns la Galați cu acceleratul de... și a făcut o lungă plimbare cu trăsura. Birjaru a declarat: mi-a cerut să merg pe străzile Cutei. Pe drum, de-abia dacă îmi răspundea. Coborând la grădina publică, a făcut câțiva pași pe alei. Nu se grăbea. M-a oprit din nou pe o stradă apropiată, în fața unei case la care s-a uitat lung. A fost identificată ca locuința primei sale soții, decedată. Când am ajuns pe malul Dunării, nu departe de port, mi-a făcut semn... Era târziu? Trecuse de 8. Am oprit. Vrei să rămâi singur noaptea pe aici, domnule? Și i-am atras atenția. A dat din cap, depărtându-se. Pe drum, Catul Bogdan s-a întâlnit cu martorul Badiu Mihalache. Da, tocmai ieșisem de la Cârciuma. M-am adresat dânsului, așa, ca între fumători. Nu mi-a venit să-mi cred ochilor când mi-a întins două pachete de țigări. Cu țigări de lux, eu ce să fac? Am mai avut ce-mi bea. Numita Paraschi Vasilica, binecunoscută în cartier, l-a acostat. N-am nicio vină. Pentru medic cine vedea că era, mă rog, om de lume? Nu mai știu ce i-am spus. Când s-a smuls din gândurile lui, îi luceau ochii. Bani? Aceștia-s toți, l-am auzit. La primul felinar am numărat 460 de lei. M-a apucat să-i friga și atunci am plecat și... Au fost ultimile persoane care l-au mai întâlnit pe Catul Bogdan. Accident? Sinucidere? Nu putem da un răspuns în lipsa dovezilor. Cu toate căutările minuțioase, Catul Bogdan n-a putut fi găsit. Apare ca iminentă închiderea dosarului de cercetări. Ați ascultat Lorelai de Ionel Teodoreanu. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Luli, Mirela Gorea; Gabriela, Janin Stavarache; Catul, Dan Condurache; Nathan, Virgil Ogășanu; Agata, Ruxandra Sireteanu; Hazia, Eugenia Bosânceanu; Dadaia, Lili Nica Dumitrescu; Teodor, George Oancea; Angela, Rodica Sanda Tsuțuianu; Ion Dragomir, Ștefan Velniciuc; Aristide, Ion Pavlescu. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Florica Dănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.